Comisia NAN a trimisă la NAN, vă anunțam pe pasa cu sinteza zilei. 3 luni de activitate, 2 președinți, invitații la audieri care au fost ignorate, s-au rămas fără răspuns și un raport care e departe de finalizare. Cam acesta este bilanțul, pe scurt, al Comisiei NANA, înființată cu mare chin de Parlament pentru a încheta modul în care fica cea mare a președintelui Ioana Băsescu a achiziționat 290 de hectare de teren agricol. De fapt, vedeți, eu cred că nu asta trebuie, sau bar n-am, dar nu ce și-au propus ei, dar cred că nu asta trebuia să investigheze Comisia NANA, dacă e să mă întrebați pe mine. Nu modul în care fica președintelui Ioana Băsescu a achiziționat terenul, ci modul în care președintele statului a acționat pentru ca fica sa să cumpere acel teren. Asta mi se pare important. Adică centrul anchetei nu poate fi FISA, că FISA nu există. Ea are un CNP, ocupă un spațiu așa pe planetă, nu există de fapt. Cum să investighezi modul în care fata președintelui nu există. Ea săraca, dacă nu era fata lui Băsescu, vindea probabil la un aprozar undeva. Și de acolo, în sfârșit, dacă socotea prost, da, deci, revenind. Cam acesta este bilanțul pe scurt al Comisiei NANA. Am zis, ieri Comisia NANA a obținut prelungirea cu 60 de zile a termenului până la care trebuie să depună raportul cu concluziile care se desprind în urma audierilor și analizelor documentelor obținute. Jurnalul Național a publicat schema alăturată 19 noiembrie 2013 pentru un articol care prezenta încrengătura de interese din jurul fermei președintelui. Ioana Băsescu a fost ajutată de Adrian Rădulescu, consilier prezidențial la acel moment, să găsească, să cumpere și să înregistreze terenul de la NANA. Rădulescu a fost chemat de 5 ori la audieri și tot de atâtea ori a refuzat să se prezinte. Stelian Fuia, fost ministru al agriculturii, este singurul care s-a prezentat la comisie. Familia Bertola, sau cum s-o pronunța, administratorii Befrige. Cum Befrige? Befrige SRL. Cât de tare! Așa, firma de la care Ioana Băsescu a cumpărat terenul a anunțat din Italia că nu se implică într-un scandal politic. Parcă despre politică era vorba aici. Continuare în pagina a treia. Cum mă, nu se implică Befrige într-un scandal politic? Liuba Alexandrescu, notarul care a autentificat toate tranzacțiile de terenuri cumpărate de Befrige. Păi e Befrige sau Befrige? Nu e mare diferență. Deci Liuba Alexandrescu, notarul care a autentificat toate tranzacțiile de terenuri cumpărate de Befrige SRL pentru a fi revândute Ioanei Băsescu, nu s-a prezentat nici la audieri, deși a fost invitată. Liuba face legătura cea mai trainică aripa afacerilor de la Cotroceni prin Bebe Ionescu. Cuscrul lui Traian Băsescu. Mamă, cum sună asta? Cuscru. Oribil cuvânt. Nu vi se pare asta? Cuscru. Ce faci, cuscre? E d-un meltenism. Așa. El este martor de mai bine de un an în dosarul fraudei de 85 de milioane de euro de la BRD, dată cu ajutorul contractelor și garanțiilor false, autentificate de aceeași Liuba Alexandrescu. Același Bebe Ionescu face legătura cu Clubul Monaco, rezidență pentru familia Bertola, de la care Ioana Băsescu a cumpărat ferma președintelui. M-ați înțeles? Încuscreala. E o încuscreală întreagă. Jurnalul Național a descoperit că italienii Mara și Fioravante Bertola au domiciliul în Monaco, în aceeași clădire cu unul Zoltan Blălălă, fostul patron al Luxten, dacă vă sună cunoscut. Luxten, care este firma ce le angajase la un moment dat și pe Ioana Băsescu și pe Elena Băsescu, pe vremea când tăticul lor era primarul general Capitalei, cu care firma Luxten avea contract de iluminat stradal. Este definiția conflictului de interese. Sigur că în țara justiției independente, imunitatea totală de care se bucură Băsescu este chiar expresia acestei justiții independente și a corectitudinii ei. Așa. Deci, una așa, cu patronul Luxter, administrată de același omniprezent domn Bebe, firma care a angajat-o pe Elena Băsescu. Tocmai vă spus ei. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au hotărât ieri prelungirea termenului de depunere raportului pentru Comisia NANA cu 60 de zile. Comisia ar fi trebuit să depună raportul în data de 24 martie, dar parlamentarii s-au lovit de o serie de probleme și nu au reușit să se încadreze în termenele asumate. Adrian Rădulescu, notariul Liuba Alexandrescu sau reprezentanții Befrige SRL nu s-au prezentat la audiere, am mai zis. Bine, în Comisia NANA, vorba Jurnalului Național, planuri mari, realizări puține, a întâmpinat probleme încă de la momentul în care s-a vorbit despre înființarea acesteia.
Liberalii, prin vocea domnului Crin, s-au opus inițial formării acestei comisii. Aici nu e vorba... Eligiunea-ți pe Crin! Nu, e vorba despre un fapt. Așa a fost. Nu e nicio înjurătură. E constatare a unei realități. Prin vocea lui Crin Antonescu s-au opus inițial formării acestei comisii, motivând că au aflat de înființare ei nu în cadrul USL, ci în urma declarațiilor premierului Victor Ponta. Asta deși la discuțiile care s-au purtat în biroul Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, doamne, cum sună asta, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea. Ce țară. Așa, au fost prezenți trei foști miniștri liberali, Radu Stroie, Mariana Câmpeanu și Daniel Chițoiu, iar premierul Ponta spune că a discutat telefonic despre acest subiect cu Crin Antonescu. Ok, asta e doar așa. Și ne arată cât de mult s-au chinuit ăștia cu Comisia Lupește. Eu, încă de atunci de când s-a înființat, e adevărat, cu forcepsul, așa, în chinuri, de parcă n-ar fi fost un demers perfect legitim. Firesc, corect. Încă de atunci am zis, bă, e foarte important ca această comisie, așa m-am gândit eu, din punctul meu de vedere de cetățean al acestei țări, e foarte important ca această comisie să înțeleagă obiectul de activitate, al propriei activități. Că exact așa, dacă ei investighează pe fata lui Băsescu, este o prostie. De fapt, aici sunt două lucruri, mari și late, nu că ar mai conta, că e limpede, că pf, gata, e un eșec. O trecem la capitolul eșece, care este soră cu succesuri. Două lucruri mari, două direcții de acțiune mari ar fi trebuit în mod repet legitim, corect să aibă această comisie. Și anume, felul în care Traian Băsescu s-a implicat în menținerea la conducerea cecului pe domnul respectiv, Ghețea, cecul fiind instituția de stat care i-a dat Ioanei Băsescu acel credit monstruos pe persoană fizică fără garanții colaterale. Deci, un posibil trafic de influență și conflict de interese la președintele Băsescu. Eu cred că asta ar fi trebuit să investigheze această comisie. Unu. Și doi, felul în care domnul Rădulescu Adrian, e adevărat, el care e consilier prezidențial, s-a implicat activ, concret, frecvent în găsirea terenului, desăvârșirea parcelei, înscrierea, cumpărarea și așa mai departe, din postura de consilier prezidențial. Reamintim că într-o speță, Adrian Năstase stă acum în închisoare din cauza unei spețe fix similare, în care se spune că și-a folosit influența. Mai țineți minte, nu? Sper că nu mai luăm de la capăt, că nici nu avem atât de mult timp. Deci cred că asta ar fi fost de bază la comisia asta. DNA